Bun găsit tuturor la horoscopul lunii mai. O lună interesantă. Țin minte atunci când am făcut previziunile privind situația mondială legată de problemele astea de sănătate. Nu pot să spun numele ca și de punctat de YouTube. Țin minte că am spus că în mai, sfârșit de aprilie sau în luna mai, se întâmplă ceva, se găsesc soluții sau se întâmplă ceva. Și astăzi, când pregăteam filmarea, de curiozitate m-am uitat ce se întâmplă cu relaxarea măsurilor de izolare și așa mai departe. Și majoritatea țărilor europene am văzut că în luna mai vor relaxa unele restricții. Și îmi mențin părerea că în luna mai, nu știu dacă noi, masele de oameni, vom afla lucrul ăsta sau vom afla ulterior, dar sunt convinsă că în mai ori se găsește o soluție, ori se găsește un tratament, ori se găsește un vaccin, ori ceva se găsește. Bineînțeles, ok, se găsește, dar asta nu înseamnă că nu durează mult până intră în producție, până nu se fac testele, până nu se fac verificările. Dar să știți, din punct de vedere astrologic, luna mai vine cu o idee, cu o soluție, cu o vindecare. Cel puțin din punct de vedere astrologic. Acum, la nivel uman, vedeți, o să vedem și noi ce se întâmplă. Ca idee, luna mai este o lună în care se dă startul la retrogradări. Cei care aveți agenda, care ați luat agenda, sau cei care ați optat pentru varianta PDF, apropo, că poate nu știe toată lumea, acum fiind istoria asta și noi mai făcând livrări, dacă vrei varianta PDF a agendei, îmi scrii și asistenta mea se ocupă de tine. Adresa e contact@rondastrologalexandracoman.com. Doar ca idee, dar cei care aveți agenda, 1. Aveți aici calendarul anului cu lunile și, foarte important, perioadele de retrogradare a planetelor în anul 2020. Pentru că în acest an bisect, și apropo, aveți și explicație ce înseamnă an bisect, deci, în acest an, toate planetele, la un moment dat, retrogradează. Și, bineînțeles că se transformă. Perioada de retrogradare ce înseamnă? Planeta merge în mers direct. Ea îți aduce o lecție, ea îți aduce un avertisment. În retrogradare, ea te bagă în examen, te testează, te dă cu capul de pereți, știi cum se spune, te tăvălește în colbul vieții. După care, atunci când reintră în mers direct, se presupune, ar fi de dorit, ca tu să fii învățat ceva pe perioada retrogradării planetei respective și învățând ceva, să te duci mai departe în viață cu un bagaj informațional complet. Aici am secțiunea perioadele de retrogradare a planetelor. M-am gândit atunci când am făcut agenda și îi ajut pe cei care nu știu astrologie să vedeți exact de ce am explicat funcția planetei, astfel încât tu vei ști când are loc retrogradarea, cât durează retrogradarea, în ce perioadă și cu ce se ocupă planeta respectivă, astfel încât vei ști domeniul de viață unde vei fi afectat sau unde ai de învățat o lecție. Și, repet, e și varianta PDF, îmi scrii și asistenta mea dă toate detaliile legate de plată și se trimite foarte repede PDF. Dar, spuneam, luna mai reprezintă momentul în care se dă start la retrogradări. Și uite că avem pe 11 mai Saturn, planeta blocajelor și a încăpățânării și a limitării, intră în retrogradare.
Retrogradarea ține de pe 11 mai pe 29 septembrie în cazul lui Saturn. Apoi, pe 13 mai, are loc o retrogradare foarte importantă, Venus. Venus e planeta finanțelor și a iubirii. Intră și ea în retrogradare. Pe 13 mai ține până pe 25 iunie. Iar a treia retrogradare a acestei luni, ca și cum nu ar fi suficient, Jupiter, planeta optimismului, marele benefic, dar și planeta exceselor, intră în retrogradare pe 14 mai și va fi retrograd până pe 13 septembrie. Deci, 11 mai Saturn, 13 mai Venus, 14 mai Jupiter și e foarte important pentru că Venus este octava inferioară a lui Jupiter. Este vibrația pământeană. Fiecare planetă grea are o octavă inferioară. Nu înseamnă că planeta care este octava inferioară e inferioară planeta, doar că se ocupă mai mult de tărâmul material, de tărâmul uman. Deci, va intra în retrogradare planeta iubirii și a banilor și Jupiter, planeta exceselor, va fi simultan retrograd cu Venus. Și atunci e interesant, pentru că în luna mai, accentul cade pe aceste retrogradări. Iar din punctul de vedere al astrogramei, în luna mai, ascendentul este pe Capricorn. Deci, nevoie de control, nevoie de împământare, cu toții vom simți asta, nevoia de a fi prezenți și de a obține rezultate palpabile. Mulți vor munci din greu, mulți vor fi stresați pentru ziua de mâine și nu e surpriză pentru că avem ascendent pe Capricorn în aprilie, care este în aprilie, în mai. Avem ascendent pe Capricorn în luna mai, când vorbim de semn de pământ. Luna mai este preponderent luna Taurului, soarele trece o bună parte din luna mai, respectiv anul acesta până pe 20 mai, soarele va fi în semnul Taurului, alt semn de pământ. Jupiter, marele benefic, retrogradează în semnul Capricornului, din nou semn de pământ. Și Pluton este și ea retrogradă, tot în semnul Capricornului. Prin urmare, va fi manifestat la nivel global nevoia de stabilitate materială. Nevoia de a găsi soluții pentru ziua de mâine. Și da, oamenii vor fi îngrijorați. Dacă acum partea de sănătate trece puțin pe locul 2, pentru că psihic te-ai obișnuit, am auzit de foarte multe ori spunându-se în jurul meu, ok, trebuie să învățăm să trăim și cu povestea asta. Acum intrăm în etapa a doua. Relansarea economiilor, că toate supermarketurile și mall-urile astea închise la nivel mondial și tot lucrul ăsta de acasă, care a fost lucru, dar nu știu, nu-i ca atunci când te duci la birou. Valurile nesfârșite de concedieri care au loc la nivel mondial, nu vorbesc numai de România, horoscoapele mele nu sunt numai pentru, când vorbesc eu pentru România specific, spun asta. Dar la nivel mondial este o etapă, un moment când eu personal n-aș vrea să fiu în pielea unui guvernant sau a unei persoane importante, un director, un CEO, un GM, pentru că acum sunt clipele când se iau decizii foarte importante pentru viitor, legate de bani și de finanțe. Și eu cred că la nivel mondial avem de învățat niște lecții, pentru că nu de pomană. Ascendentul lunii mai e pe Capricorn. Nu de pomană. Pluton, moartea, frica, renașterea, e în retrogradare deja în Capricorn. Nu de pomană, Jupiter, marele benefic, retrogradează în Capricorn.
Iar Venus, banii și iubirea, retrogradează și ea tot în luna mai. Venus, apropo, guvernând casa banilor, ce să vezi, generic. Deci, accentul acum se mută pe supraviețuire. Și nu mai este vorba de supraviețuire în fața bolii, ci este vorba de cum ne plătim fraților facturile și cum ne plătim noi ratele și cum ne plătim viața în general și în ansamblu ei și cum începe ziua de mâine. Ce facem? Luna mai este o lună în care se va testa din plin puterea mentală a oamenilor. Puterea de a rămâne ferm ca atitudine și plin de curaj în fața provocărilor zilei de mâine. Gândiți-vă că planeta optimismului, Jupiter, va intra în retrogradare și acolo steții vor ieși la iveală în luna mai. Toate frustrările, fricile, angoasele, panicile, anxietățile pe care le-am acumulat în aceste luni. Vă recomand cu căldură, indiferent de semnul zodiacal din care faci parte, de asta și filmarea e pusă, această introducere e pusă la fiecare semn zodiacal, că e cu scop, să nu crezi că eu o pun așa de pe mană. Unii ascultă la mai multe zodii, alții ascultă o singură zodie și atunci pentru cei care ascultă o singură zodie, păi ascultă fratele meu și introducerea. Și dacă asculți mai multe zodii, nu-i nimic, ai asculti o dată și dai forward, dai înainte la celelalte. Dar în luna mai eu vă recomand cu căldură, faceți sport în casă dacă sunteți încă în izolare sau ieșiți câțiva pași dacă aveți voie. Eu unde trăiesc nu-i nicio, nu sunt restricții legate de a ieși din casă. În alte țări, da. Deci, dacă nu poți să faci sport în casă, să te miști, să faci câțiva pași, ieși afară în jurul blocului, în jurul casei, în grădină. Va fi nevoie să detensionăm cumva stresul acumulat și faptul că stăm toată ziua, hai să recunoaștem, deci eu cel puțin asta fac și cei din jurul meu asta fac și eu cred că e la nivel mondial, noi stăm acum cu nasul în computere și în telefoane și pe tablete și butonăm joculețe, butonăm Facebook-uri, butonăm YouTube-uri, deci butonăm într-o veselie. Dar asta nu te relaxează cu capul, asta nu te relaxează mintea, asta te stresează mai mult. Te stresează mai mult. Și atunci va fi nevoie în luna mai să luptăm și accentuez termenul de luptă, va trebui să luptăm din toate forțele noastre, să păstrăm optimismul, cheful de viață și atitudinea pozitivă. Asta va fi călcâiul Ahile, adică punctul cel mai vulnerabil al lunii. Depresia, anxietatea, frica, cum supraviețuim, ce facem și va exista tendința asta să se amplifice totul. Totul să aibă o aură mai mare, mai înspăimântătoare, mai grozavă, teribilă, văleu, aoleu. Și atunci vom vedea în analiză pentru fiecare semn zodiacal ce se întâmplă și să vedem în continuare semnul tău zodiacal, unde este provocat, iar filmarea este dedicată numai și numai zodiei de această dată. Vreau să mă focusez pe zodie, nu să ne disipăm în ascendent și luna în semn, ci eu vreau să merg țintit pentru fiecare semn zodiacal în parte. Așadar, te invit în continuare să vedem ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal. Fecioara, luna mai, în primul rând, leitmotivul, tema, titlul lunii mai pentru semnul Fecioarei este relația cu străinătatea. Indiferent de țara în care te afli, relația cu străinătatea, deci ca să explic mai clar că m-am pierdut în cuvinte, acolo unde ai o casă, fie că stai cu chirie, fie că e casa ta, se consideră centrul. Și
La orice țară te raportezi, e din țara în care trăiești, privind înspre țara la care te raportezi. Spre exemplu, dacă tu ești în Germania și te raportezi la o altă țară, America, Anglia, e străinătate. În timp ce România, dacă te-ai născut în România, este țara natală. E cu totul altceva. Țara natală este cu totul altceva. Poate să te lege lucruri de ea sau poate să nu te lege. Dar când vorbesc de relația cu străinătatea, tu poți să spui, da, eu sunt deja în străinătate, pe aia nu mai e valabilă. Nu, e valabilă. E valabilă referitor la orice altă țară de pe glob. Bun, deci se activează relația cu străinătatea, studiile, dezvoltarea personală, și asta contează enorm. Dezvoltarea personală pot însemna, poate fi vorba despre studii pe care să le adaugi la CV-ul tău și să ai de beneficiat de pe urma lor. Sau dezvoltare personală, studii ezoterice, înveți ceva, nu știu, astrologie, numerologie, reiki, ceva, am enumerat doar câteva lucruri. Apoi, același motiv ține de găsirea lui Dumnezeu, găsirea spiritualității, dezvoltarea credinței. Fecioara se duce spre zona aceasta de explorare a credinței cu multă intensitate. Dar, subsidiar, vorbim despre accent pus pe carieră. Acum, în luna mai, Fecioara ascensionează în carieră sau se produc schimbări majore în cariera ta care ulterior te vor conduce către obținerea unor rezultate benefice, către obținerea unor succese financiare sau atingerea unor obiective pe care ți le doreai. De multe ori copilul tău interior își dorea să urce scara socială, fie pentru a obține validarea celor din jur, pentru a-și bucura părinții, indiferent de vârsta pe care o au, sau pentru a-și rezolva niște vise din copilărie. Și uite că acum accentul cade foarte, foarte, foarte intens pe zona ascensiunii sociale și a carierei. Apoi vorbim despre discuții importante în luna mai, hotărâri importante, planificarea unor strategii și decizii privind relațiile. Aici voi detalia filmarea despre dragoste. Dar multe fecioare pot să-și întâlnească sufletul pereche în luna mai sau să ia decizii privind o relație. Mai degrabă este spre a te uni cu cineva, nu spre a divorța și a te separa. Și dacă începi să cauți să-ți găsești un partener, uite că ai mari șanse să-l găsești. Și să vedem pas cu pas ce se întâmplă. Deci acum a fost preludiu, prezentarea generală pentru Fecioară. Mercur, pe data de 12 mai, intră în semnul gemenilor. Mercur, guvernatorul zodiei tale și a gemenilor deopotrivă, tu cu geamănul stai bine la capitolul susținere, comunicare, pentru că mă refer la spiritual, energetic, nu înseamnă că în viața de zi cu zi trebuie să ai niște afinități deosebite față de gemeni. Dar povestea cu gemenii întotdeauna este intensă pentru Fecioară, pentru că te ajută să pui ordine în gânduri, să clarifici și îți mai amortizează puțin intrarea lui Mercur în gemeni, îți armonizează comunicarea. Fecioara e foarte bună în tot ceea, deci chiar e o perfecționistă prin definiție. Dar, doamne, comunicarea îți dă în cap mai abitir decât să vină o maimuță să-ți dea în cap cu un băț. Deci, tu când grăiești... Ok, și atunci, Mercur intrând în gemeni, în ingres, hai să vorbim academic, da? Deci, Mercur ingres în gemeni,
Pe 12 mai o să-ți aducă multă diplomație comunicațională și abilitate de a exprima pe înțelesul tuturor gândurile tale. Și ce să vezi, te aspectează foarte bine pe casa ascensiunii sociale, pe casa prestigiului social. Și fecioarele care au de susținut examene, interviuri pentru un loc de muncă sau care și-au depus CV-ul pentru o promovare sau pentru un loc de muncă nou, uite că vei face o impresie foarte bună prin comunicare. Și va fi foarte important, va fi foarte, foarte, foarte important să fii cât mai onest în tot ceea ce spui. Să fii cât mai onest și deschis. După 13 mai va ieși la lumină o competiție foarte puternică în prezența unei femei care s-ar putea fie să-ți vizeze locul de muncă, fie să vrea să scape de tine, fie să te privească ca pe un potențial pericol. Da, se întâmplă, mai ales în sistemul corporate, există șefi care au urcat pe cadavre și în momentul în care tu ești talentat sau bine pregătit, să te privească ca pe o potențială amenințare și atunci să încerce să scape de tine ca să nu le iei pernuța și locul. Ei, și va trebui să ai grijă, pentru că în locul respectiv de muncă va exista o femeie care pe întreg parcursul lunii, de pe 13 mai până la sfârșitul lunii, va încerca să te sape foarte mult, să-ți minimalizeze acțiunile, să te afecteze. Și ai să ieși cu brio din povestea asta, dar înspre toamnă se rezolvă. Deci ori scap de ea, pleacă, se duce, o ia universul, ori tu pleci de acolo și scap de ea. Dar în orice caz, poziția ta este poziția de a ascensiona în carieră, este factorul determinant în această lună. Apoi, pe 13 mai, Marte îți va activa casa relațiilor de lungă durată. Și multe fecioare, după data de 13 mai, chiar dacă Venus este retrograd acum, în perioada asta în Gemeni, dar multe fecioare vor avea curajul să intre în relații, să încerce lucruri noi. Și ce vreau să spun este, de pe 13 mai numără 40 de zile, că n-am stat să număr, nu știu. Deci numără 40 de zile, nu e spiritual, e vorba de tranzitul planetei Venus, e legat de un calcul astrologic, numără 40 de zile, pentru că de pe 13 mai 40 de zile ai foarte mare șansă să întâlnești pe cineva, să începi o relație nouă și aici, din fericire, sunt mai ales avantajate femeile fecioare. Și de ce spun din fericire? Pentru că publicul meu al acestui canal este în proporție de 90% compus din doamne și domnișoare. Deci mă bucur să vă dau această veste. Dacă ești bărbat fecioară, tot în aceste 40 de zile s-ar putea să dai peste o femeie interesantă, să întâlnești o doamnă cu care să ai o relație sau să începi o relație, dar să mai existe ceva nerezolvat în trecutul ei sau să apară un alt pretendent. În ambele situații, eu îți recomand să tai în carne vie, să nu lăsa, nu lua prizonieri. Dacă vezi că ești într-o poveste în care ea e așa cu fundul în două părți, ba, nu știu ce să fac, spune-i foarte clar, bă, femeie, hotărăște-te, ori cu mine, ori la revedere, dar eu nu am timp de tâmpenii. Și mai ales dacă ești într-o poveste în care ea nu știe dacă să divorțeze sau nu, în luna mai, de pe 13 mai, repet, 40 de zile, poate să-și clarifice situația sau poți tu să pleci din peisaj. Este o lună în care fecioara muncește și vei fi ajutată de un prieten în carieră sau într-o discuție importantă, un prieten în această lună o să-ți schimbe destinul orientându-te către ceva pozitiv. S-ar putea
Ia să vedem. Te vezi când filmezi mult. Ia să vedem cam când, când ar fi o dată când acest prieten îți schimbă destinul. După 20 mai. Deci, ai treabă. Aceasta a fost prezentarea semnului tău zodiacal. Nu uita, dacă dorești varianta PDF a agendei anului 2020, îmi poți scrie pe contactarondastrologalexandracoman.com, iar asistenta mea o să-ți dea toate detaliile privind plata și livrarea ei în variantă electronică. Îți mulțumesc că ești alături de mine și mă susții în activitate. Nu uita să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii notificată cu privire la următoarele mele filmări și dacă ți-a plăcut ce ai ascultat aici sau dacă ai găsit interesant subiectul, nu uita să dai și un share, poate și alte persoane vor afla prin intermediul tău despre previziunile lunii mai făcute de astrologa Alexandra Coman. Mulțumesc încă o dată și pe curând!